Pandemia a schimbat multor români obiceiurile de consum. Se cumpără tot mai mult de pe internet pentru că este mai ușor și se evită astfel locurile aglomerate. Ce se obține însă fără efort vine uneori la pachet cu probleme pentru bugetul personal. Și asta pentru că printre produsele comandate sunt și investiții mai puțin inspirate. Comand de foarte multe ori, cred că de 3-4 ori pe lună, cumpărăm foarte multe lucruri de care nu avem absolut nicio nevoie. Obișnuiesc să nu mai merg în mall-uri, pentru că se găsesc mai puține și prefer să comand pe site-uri. Suntem tentați de facilitățile pe care le descoperim în această perioadă. Cumpărăturile online, un comportament dezorganizat, lipsit de disciplină. Există riscul să rămânem cu acest obicei. O demonstrează și datele unui sondaj făcut recent care spune că peste 60% dintre românii din mediul urban cumpără cel puțin o dată pe lună din magazinele virtuale. Categoriile de produse cel mai des comandate de pe internet sunt îmbrăcămintea și încălțămintea, electronicele și electrocasnicele, dar și produsele cosmetice. Evident, avantajele sunt multiple. Facem comanda din confortul propriei locuințe sau chiar de la birou, iar prețurile pot fi comparate mai ușor și de cele mai multe ori se întâmplă să le găsim mai ieftine pe internet. Sectorul de e-commerce din România va continua să crească. Pentru anul trecut, bilanțul este de creștere cel puțin 15% față de 2020. Asta înseamnă că anul trecut se încheie cumva cu aproximativ 6,5 miliarde de euro. Marii retaileri pregătesc constant facilități care să le ușureze experiența clienților, de la livrare, la plată și tip de produse. Clienții pun acum în coșul de cumpărături orice, de la echipamente electro-IT până la, nu știu, bunuri de larg consum. Clienții sunt atenți la descrierile produselor, la calitatea produselor, sunt atenți la prețurile cu care cumpără și compară prețurile. Același sondaj arată că din magazinele fizice, cele mai cumpărate produse rămân cele alimentare, mâncare și băutură, urmate de cele de îngrijire și curățenie și medicamente.